descurcați, doamnă, în fel. Greu. Domnule, foarte greu. Medicamentele renunț ca să pot să-mi plătesc datoriile. Și nu mai dau să... Sunt singurică, nu am pe nimeni. Și eu de la cimitir acum și soțul meu a murit și nu știu decât cimitirul și acasă. Și dacă îmi fac o lingură de mâncare să mănânc și eu, nu vă spun ca să-mi dea cineva, dar sunt singur. Mai încerc tot. Ați reușit să faceți aici, tantilionța? Unde? Cu o ciorbică. O ciorbă dulce, ca așa mânca soțul meu. Vreți să serviți? Eu vă pun. O ciorbă de pui? Da, de pulpițe de pui. Îmi spuneați de soț, vă e doar de el. Nu mai pot. Singurătate, singură rău, singur. Cum petreceți Paștele? Plângând, cum am trecut și floiele, acum când a trecut, săptămâna trecută, plângând. De 6 ani nu știu să ies din casă. Vă e dor de Neacostel? Of, nu pot să stau fără el. Zi și noapte stau și plâng și strig, dar nu vin. Cancer pe os. Da, a avut cancer pe os. El n-a știut, cum să spun, că e bolnav. Văd acolo foarte multe medicamente. Ia spuneți-le pentru ce l-ați mirat. Este pentru inimă, pentru osteoporoză și să știți că am un medicament care mi l-a dat doamna doctoră de la Grivit, de la Caraiman, care mă ajută foarte mult pentru sistemul nervos, că eu sunt căzută de când a plecat el. Cheltuiți pe medicamente, tante? Mult. Acum am dat 2 milioane așa compensate cum iese și nici nu le-am luat toate, că n-am avut bani. Am luat și eu dintre ele așa. Uitați și aici, uite. Uite, ăsta e Crestolul pentru colesterol. Că deci dacă sângele se îngroașă, nu mai ajunge la creier. Și pot să fac o congestie cerebrală. Cât o ieși eu pe picioare, pentru o gură nu mă bait. Zic, da, atât că să cheltuie mult, am dat 5 milioane numai pe gaze. În fiecare lună, 5 milioane plătesc gazele. Vă întreb acum cu scumpirile astea, cum vă descurcați? Așa. Mă descurc așa cum pot. Îmi reduc din medicamente, că ăsta e cel mai scump. Îmi reduc din medicamente, îmi reduc din aia și ca să pot să plătesc, ce să fac. 100 de lei. Curentul și gazele 5 milioane. 600 de lei doar pe curent și pe gaze. Da. Și plus pe medicamentele 2 milioane, așa pe între picături, că mai au antinevrași, mai au paracetamol, mai iau aia, se duce peste 2 milioane și cu medicamentele. Ce pensie aveți, tantilionță? 1300. Am avut 1180, adică 12 milioane și mai mi-a dat 100 de lei acum când s-a dat. Știți cu ce sufăr mai mult? Singurătate. Încolo nu vreau absolut nimic, absolut nimic. Nu vreau îmbrăcămintea, nu vreau nimic, că eu de negru n-am mai ieșit. Că nu pot să pui. A venit de la asistență socială vreodată cineva să vă întrebe cum vă descurcați? Dacă aveți nevoie de ceva? Nu. Nu mă întreabă nimeni decât singur nepotul meu, atât mă întreabă. Ce mesaj avem pentru, aveți dumneavoastră, pentru politicieni care poate să rupți de realitate și nu mai știu exact? Nu, nici nu pot n-am cuvinte să spui pentru așa ceva. Că nu se uită la cei care nu are. Nu eu,
că eu de bine de rău am o gură și dacă am mănânc, dacă nu, dar cine are 4-5 pe lângă el, ce face? Nu se gândește, nu se gândește, da, asta e. Ar trebui să fie politicieni mai aproape de, da, de da, oameni? Da, da. Și în special de oameni ăștia amărâții, pensionarii care au pensii mult mai mici. Foarte scumpe, doamne, foarte scumpe. E păcat că ne chinui așa. Acum ce zice? Că dă ajutorul ăla să ce dă? Păi ce dă unde? Că nu dă nici să vezi. Nu doresc nimic. Ce sănătate să aibă toată lumea și să-mi dea și mie. Și nu sunt, mă rog la Dumnezeu decât simt culcare și în sculare. Să mă țină că El deasupra mea, El mă îngrijește. Și când ies din casă, zic, Costele, zic, roagă-te tu la Dumnezeu să viu și eu înapoi acasă, că dacă mai viu acasă, mai viu și eu la tine înapoi, să te tămâi. Ce-ați lucrat la viața dumneavoastră? La Târnăcop. La Târnăcop? Da. Cum așa? Așa. Foarte bine. Săpam, scoteam, săpam cu târnăcopul, scoteam pământul, când era, luam casmaua și hârlete, sau cum se zice. De la ce vârstă? De la 12 ani. Cu târnăcopul asta nu e o meserie de femeie, de copil, dacă aveați 12 ani atunci. Da. Aveam un om din sat, care el avea echipă de fete, de băieți, de bărbați și mergeam și săpam la săpătură cu ei împreună. Căram la ciment, căram la piatră, făceam la șanțuri așa, talozate. Dar ce ne punea? Ați muncit o viață întreagă. Da. Și când m-a cunoscut soțul, mi-a zis, zice, ai auzi, mă? Zice, mălenuțo. Zice, munca asta este pentru oameni de aia care omoară omul în drum și se duce și muncește la canal. Nu e pentru voi aici. Tare greu, mi-e greu. Vă spun de simplu că mi-e greu, dar nu mai pot. Nu-mi bine nici mâncare, pam, mâncare, v-am spus, pentru mine nu mi-ar trebui, da. Îi dau și lui o lingură de mâncare. Să mănânce, dacă o mai mâncă, nu mai mănâncă nimeni. Să aveți sărbători cu bine, tantine. Mulțumesc, mulțumesc. Și sănătate multă în continuare. Să dea Dumnezeu și dumneavoastră sănătate la toată familia dumneavoastră. Cum vă descurcați, doamnă? Greu. Doamne, foarte greu. Medicamentele renunț ca să pot să-mi plătesc datoriile. Și nu mai dau să sunt singurică, nu am pe nimeni. Și eu de la cimitir acum și soțul meu a murit și nu știu decât cimitirul și acasă. Și dacă îmi fac o lingură de mâncare să mănânc și eu, nu vă spun ca să-mi dea cineva, dar sunt singură. Mănânc eu totuși.